Salutare, iată că mi-am făcut curaj în dimineața asta. V-am promis că voi merge spre Sydney și iată-mă la drum. E undeva la vreo 7 dimineața, chiar 7 fără 10. Sunt pe autostrada dintre Canberra și Sydney. Cred că am parcurs vreo 40 de kilometri din 300. E o ceață afară de te ustură ochii. Abia pot să mai văd ceva prin vizor. E și răcoare, nu știu să vă zic câte grade sunt, dar încep să-mi cam înghețe mâinile și simt așa și prin echipament puțină răcoare, dar e ok. Decât un soare de la puternic să leșin, mai bine să strângi un pic din morcov. Din cauza că e ceața asta așa de densă, practic se depune umezeală pe vizor și nu prea mai vezi mare lucru în față, dar am descoperit chiar acum pe drum o tehnică. Muți din cască stânga-dreapta și practic toată apa se scurge pe lateralul vizorului și astfel îți creează vizibilitate mai bună. Un fel de locuitor al cerebrelor ștergătoare. La ora aceasta matinală nu sunt prea multe mașini, ceea ce nu te face să te concentrezi prea mult la drum, ținând cont că e și prea devreme și încă organismul nu și-a intrat 100% în activitate. Simt așa că o parte din mine încă mai sforăie. Nici nu sunt eu adeptul trezitului de dimineață și e clar lucrul ăsta că am făcut un efort astăzi. Ca temperatură cred că sunt undeva la 16-18 grade. Mai sigur, la 16 cred. Că e cam frig. Voi dormi la un prieten în seara asta la Sydney. Prietenul meu Vlad, un fost coleg de serviciu din România. Ne leagă foarte multe amintiri împreună și chiar vreau să-l salut pe calea asta și să-i mulțumesc. Deja merg de vreo 40 de minute prin ceața asta, cred că sunt ochii roșii, acum nu dau seama dacă de la trezitul de dimineață sau de la vizibilitatea asta redusă. Oricum, probabil că în jumătate de oră va fi prima oprire. Voi opri în orașul Coolburn, unde chiar o să vreau să vă arăt ceva special. Din păcate n-am reușit să convinc pe nimeni să meargă cu mine și asta înseamnă că tot traseul voi fi singurel. Sper să nu fie prea plictisitor, că n-am cu cine să vorbesc pe drum, dar e un motiv să vorbesc cu voi, nu? Eu așa cred. M-am echipat corespunzător cu echipamentul de iarnă și bine am făcut, că altfel cred că ar fi trebuit să fac focul lângă motocicletă să mă încălzesc pe frigălăul ăsta. Mi-am luat cu mine și ghiozdanul că trebuie să am niște haine de-astea de vară, nu știu, un tricou și o pereche de pantaloni scurți pentru Sydney, unde cu siguranță va fi cald, că m-am uitat pe starea vremii și erau vreo 32 de grade, sau mă rog, vor fi 32 de grade. Și nu știu, dacă ies pe undeva prin oraș, n-aș vrea să sperii lumea cu echipamentul ăsta pe care l-am și cu ghiozdan în spate, să intru într-un local și să iasă toți afară strigând teroristul, teroristul. Sydney, după cum știți, e un oraș turistic, sunt foarte mulți turiști, foarte multe activități de entertainment și ținând cont că și vremea va fi caldă, toată lumea umblă lejer îmbrăcată și tocmai de asta aș părea dintr-un alt film. Tocmai mi-am curățat vizorul, nu știu cum o arăta filmarea pe vremea asta, dacă se vede ceva pe camera sau dacă e pur și simplu cam baie după ce faci duș. Dar rămâne să descoperim ulterior când ajung acasă. Am un plan să mă întorc duminică, astăzi este sâmbătă.
De la Sydney aș vrea să plec tot așa de dimineață, pentru că mi-e groază de căldura asta, e neplăcut să mergi așa câteva ore să stai cu hainele lipite pe tine. În tank bag-ul de pe rezervor am două bidonașe de-astea cu apă, că presimt pe parcursul drumului că își va face apariția și soarele, mă voi încălzi și oricum avem nevoie de hidratare noi motocicliști în momentul în care plecăm la drum lung, ținând cont de aerul ăsta cald care ne pătrunde. Sper să ajung și la aerul ăsta cald, că e fric, tată, fric. Dar consider că niciodată nu trebuie să ocolim, știu eu, condițiile astea atmosferice, ceață, ploaie și așa mai departe, except în zăpada, bineînțeles, că până la urmă e clar, mergi mai încet, ești mai atent, mai prudent, dar în același timp capeți experiență și asta e foarte important, că nu se știe niciodată când vom avea ocazia să plecăm la un drum de ăsta de câteva mii de kilometri și să întâlnim toate modificările climatice. Oficial, acum intru în Goulburn. Am lăsat ceața în spate. A început să se lumineze afară, chiar dacă este înnourat, a dispărut ceața asta deloc plăcută. Practic, până aici am parcurs 100 de kilometri, iar de aici și până la Sydney mai am încă 200. E un orășel care are cam 23.000 de locuitori. E, de altfel, un oraș destul de mic. Iată că v-am promis o surpriză. O vedeți? Un berbec uriaș. Iată-l. Acum vreau să parchez lângă el. Să-l puteți vedea mai în detaliu. E și o benzinărie Shell aici. Nu e cazul să bag benzină. Voi băga la următoarea, pentru că am făcut plinul înainte de a pleca din Canberra. Iată cât este de mare. Probabil că motocicleta mea este până la nivelul... Nu ce credeți voi. Până la nivelul copitelor. Da, iată că am ajuns în orașul Goulburn. E prima localitate de pe autostrada dintre Canberra și Sydney. Lângă mine puteți vedea casa lui Becali, cum îi spun eu, da, acest berbec uriaș. Se poate și vizita, de altfel, dar e o oră prea matinală și și e închis deocamdată. O să revin la întoarcere spre Canberra. Poate găsesc deschis. Hai, ne vedem curând. Ne continuăm drumul către Sydney. N-am făcut decât pauza de mai devreme de, cred că, nici 5 minute. Cu tot cu țigara de rigoare. Bineînțeles că nu trebuie ratată. Drumul liber, fără poliție deocamdată, fără prea mult trafic. Iată că s-a și înseninat ușor-ușor suprafața cerului. Practic, mai devreme ați putut vedea acel berbec uriaș, da? Cum v-ați și spus, casa lui Becali. Este, practic, un muzeu inclus într-un magazin de suveniruri. Deschide la ora 10, fiind prea devreme, n-am reușit să intru, dar vă promit că voi face lucrul ăsta când mă întorc și voi reveni cu imagini din interiorul magazinului de suveniruri și probabil o filmare din interiorul acelui berbec, unde sunt niște scări și puteți ajunge până la nivelul ochilor. L-am nimerit pe tipul ăsta în față cu mașina asta, care merge foarte, foarte bine. Practic e un scut, cum îi zic eu, radar shield. Da? În momentul în care e vreo mașină staționată între sensuri pe autostrada asta pentru a-ți registra viteza, o mașină de poliție în general, inscripționată, și... Mă rog, ești la drum și bineînțeles că ești peste viteză, peste viteza maximă legală.
ai nevoie întotdeauna de un scut și atunci este ideal să ai o mașină mare în față, eventual și înaltă, să nu poată trece undele acelea radar pentru a-ți registra viteza și poți sta și relaxat. Doar că trebuie să avem o vedere că nu trebuie să stăm pe mijlocul mașinii, pentru că nu poți vedea niciodată, știu eu, eventuale obstacole care îți stau în cale în momentul în care te deplasezi pe șosea. Un cangur mort sau, nu știu, alte lucruri care se pot găsi pe șosea. Și atunci e bine să mergem cumva pe în dreptul uneia dintre roțile mașinii. Eu prefer axul drumului. Am pornit din nou camera. Chiar vreau să vă arăt cum arată tirurile în Australia. Iată cât este de lung un astfel de tir. Ce puteți vedea pe prelata acestui camion este o firmă, un supermarket local de aici din Australia, se numește Woolworths. E ceva gen Carrefour. Nu sunt foarte multe supermarketuri, în niciun caz nu există o paletă atât de largă cum există în România, nu știu, ca și branduri vorbind. 20-30 de supermarket aici, mai mult de 5 în toată Australia, ca și branduri mari vorbesc, nu de magazine de-asta de cartier, nu prea întâlnești. Australienii își protejează foarte mult piața autohtonă și cu greu reușesc să aduci produse din afara Australiei. Puteți observa de altfel și vegetația aceasta bogată. Iată că acum traversez un viaduct ăsta de mici dimensiuni. Să revenim. Există o vegetație foarte bogată în Australia. Au niște programe speciale pentru pădurire. După cum știți, Australia în mare parte este o zonă deșertică. Nu deșertică cum găsim în Africa, gen nisip sau nisipul acela alb ca la mare. Există practic un pământ roșu, foarte uscat. Există o zonă foarte aridă în Australia. Nu există prea multe terenuri, din păcate, unde se pot cultiva, unde se poate face agricultura. Dar profită foarte mult de toate programele astea pe care le au și împăduresc cât mai multă zonă din Australia și au început din zona de coastă și se duc ușor spre centru. Știți că există și foarte multe riscuri de incendii în timpul verii aici. De asemenea, sunt instalate și foarte multe stații de, cum să zic, de pompieri, chiar și în mijlocul pădurii, pentru a proteja pădurile de eventuale incendii. Bineînțeles că este o legislație destul de riguroasă, ținând cont de eforturile pe care le fac pentru a împăduri acest continent uriaș, care este mai mare decât Europa. Și nu există ca cineva să taie o creangă să-și facă foc în sobă sau nu mai vorbesc de nivelul amenzilor usturătoare. Dacă bați un singur cui într-un copac, e $10.000 amendă. America, America.